Stimați prieteni, nu mai vedeți schimbările promise? Sunteți dezamăgiți de politică și ați obosit să vi se ceară implicarea? Adevărul e că statele democratice nu se construiesc peste noapte. În unele cazuri, durează decenii. Am parcurs deja o cale lungă. Recent a căzut un regim care a capturat instituțiile statului. Însă schimbarea nu a fost făcută până la urmă. E firesc să fim dezamăgiți, dar nu și indiferenți. Ca cetățeni, avem obligația să facem tot ce ne stă în puteri ca să prevenim apariția unui regim nou și să facem schimbarea până la urmă. Pentru cei rămași acasă care mai cred. Pentru cei plecați, dar care mai speră să revină. Chiar pentru cei care nu vor mai reveni. Dar vor să nu le fie rușine pentru țara lor. Schimbarea sistemică se face prin alegeri, iar diaspora a demonstrat în 2016 că este o forță. Pe 1 noiembrie avem alegeri prezidențiale. Aceste alegeri sunt șansa noastră să aducem schimbarea acasă. Autoritățile actuale nu sunt interesate să asigure dreptul constituțional la vot al cetățenilor din diaspora. Noi, cetățenii, cei din țară și cei plecați, avem putere să ne facem auziți, iar opinia noastră să fie respectată. Cereți dreptul firesc la alegerea conducerii țării. Cereți să fie deschise cât mai multe secții de votare peste hotare. Pentru început, este necesar să vă înregistrați prealabil. Cu cât mai multă lume se va înregistra, cu atât mai bine se va cunoaște câți cetățeni intenționează să participe la vot. Vom putea pune presiuni pe autorități să deschidă suficiente secții de votare, cât mai aproape de tine, ca să nu parcurgi sute sau chiar mii de kilometri până la locul unde poți să votezi. Accesează pagina web alegător.md și selectează opțiunea Înregistrare prealabilă. Introdui DNP-ul, data, luna nașterii și apasă butonul Verifică identitatea. Accesează butonul Înregistrare nouă. Selectează localitatea, țara și secția de votare la care dorești să votezi. Atenție! Secțiile de votare constituite pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare, afișate de sistem, au statut permanent. Secțiile de votare aflate în afara misiunilor sunt introduse în sistem cu statut de consultare. Introduceți adresa personală de e-mail și apăsați butonul Înregistrează. Verificați poșta electronică și accesați linkul primit pentru confirmarea înregistrării. Cel târziu, cu 25 de zile înaintea alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată anterior. Depune o cerere semnată individual sau colectiv la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova sau la Comisia Electorală Centrală. Modelul îl găsești pe pagina alegător.md în butonul Înregistrarea prin cerere scrisă sau îl poți descărca aici. Contribuie la deschiderea secțiilor de votare de peste hotare. 16 septembrie este ultima zi când cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot aflați în străinătate se pot înregistra în prealabil în vederea participării la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Dacă te-ai înregistrat la alegerile trecute, nu mai e nevoie să o faci. Dacă însă ți-ai schimbat locul de trai în alt oraș sau regiune, ar fi bine să te înregistrezi din nou. Înregistrarea prealabilă nu atrage după sine imposibilitatea de a vota acolo unde ți-ai domiciliu. În cazul în care, în ziua alegerilor, persoana înregistrată se va afla în țară, aceasta va putea vota conform domiciliului. Oriunde ai fi, tu poți hotărî soarta Moldovei. Pe 1 noiembrie, împreună alegem viitorul Moldovei. Înregistrează-te prealabil urmărind pașii pe care ți-am prezentat. Accesează pagina alegător.md. Postează pe Facebook un screenshot cu dovada înregistrării prealabile folosind hashtag +1. Astfel vom putea monitoriza în timp real numărul persoanelor înregistrate. Contactează la rândul tău alte 10 persoane, apoi asigură-te că s-au înregistrat și au postat pe rețelele sociale. Distribuie acest clip video. Câte unul și fiecare facem diferența. Fii +1.